Poftim? Nu zic că se aștept aici. A, nu zic, de ce țineți Batista la nas? După ceva de la tine. Știți de ce cauză? Nu. Este un miros înțepător? Puțin. A ce miroase? Nu seama. Petrol, benzină? Ați dat cu ceva soluție mai înțepătoare? Că se simte foarte tare un miros profund. Eu nu știu. Nu știți? Dar nu, eu nu mă ajut aici la curățenie. Spuneți-ne dacă sunt probleme la balneo, având în vedere puricii. Cel puțin așa spun pacienții, s-ar fi plâns. Da, se pare că au fost două, trei cazuri care s-au plâns de așa ceva. Nu este exclus să fie aduși chiar de către ei acasă. Pentru că noi nu putem să stăm lângă fiecare bolnav sau aparținător care intră în un spital să-i facem igienă. Asta trebuie să înceapă de acasă, pe stradă, peste tot să fie chestia asta. Sigur că noi avem serviciul de dezinsecție, s-a făcut toate operațiunile, s-a repetat această treabă, nu este exclus să nu fi fost, da? Dar nici dacă vine cu un parazit de acasă și îl ciupește, asta nu înseamnă că l-a luat de aici. Deci, în spital intră foarte mulți oameni într-o zi. Dacă avem 8-900 de bolnavi în spital, acești 8-900 de bolnavi vin cel puțin dublu aparținătorii. Vă dați seama că la fiecare aparținător este un potențial aducător de insecte parazite. S-a folosit ceva substanțe specifice pentru acești purici? Sigur că da, sigur. S-au folosit substanțe specifice, dar gândiți-vă cum la antibiotic se întâmplă că se câștigă rezistență sau așa. Există și posibilitatea ca să nu fi fost pe soluția potrivită sau noi întotdeauna când se fac dezinsecții în spital și așa, se face cu soluțiile cele mai potrivite pentru așa ceva. Am înțeles că deja s-a folosit de 3 ori, s-a făcut dezinsecție la balneo și fără niciun rezultat. Nu fără niciun rezultat. Sincer, n-am umblat la vânătoare de purici prin spital, n-am găsit, nu sunt capcane pentru așa ceva, dar... Vor continua astfel sigur, de acțiuni? Până la rezolvarea definitivă a problemei. Sigur. Este posibil cumva să fie și din cauza unor saltele vechi, depozitate acolo? Puțin probabil, pentru că puricul, în general, stă pe om, nu stă... El își caută victima. Nu stă mănâncă salteaua. În saltea este altceva.